Bun găsit! Vom discuta astăzi despre conduita profesională, starea psihică a conducătorului auto și modul de a conduce în condiții de siguranță. Sunt ultimele teme din studiile de caz pentru CPiști. Continuăm din punctul în care am rămas și avem cărțile deschise, vi le voi prezenta la final toate cărțile, să știți de unde puteți să vă pregătiți. Haideți să începem cu tema propusă pentru ziua de astăzi și să vedem cam cum sună întrebările. Operatorul de transport impune o conduită profesională exigentă. Ce trebuie să faceți privind comportamentul de viață, alimentație, pentru a vă afla într-o bună formă fizică și mentală înainte de plecarea în cursă? Și la fel ca și până aici și în celelalte episoade, ați văzut că vi se cer să indicați 5 condiții, 5 factori, 5 elemente. Și în acest caz, indicați 5 factori care contribuie la asigurarea unei forme fizice și mentale bune. Răspunsul: odihnă suficientă, exerciții fizice, alimentație rațională și echilibrată, nu se consumă alcool, nu se consumă medicamente care afectează capacitatea de conducere, nu se consumă droguri. Această întrebare este dată sub această formă, este și reversul medalei, vă întreabă ce duce la o oboseală, ce duce la o conducere în condiții de risc și atunci toate cele care le-am menționat ca bune, în situația respectivă le menționăm ca defavorabile. Mai departe, operatorul de transport va instrui asupra conduitei profesionale adecvate. De data aceasta vă cere 3 comportamente care pot crea o imagine profesională bună pentru conducătorul auto. Fac o paranteză. Sunt lucruri pe care le știm, cum vă spuneam și în celelalte episoade, lucruri pe care le știm, trebuie doar să ne gândim și să le specificăm. Răspunsul: conduita în postul de pilotaj. Sigur că cuvintele sunt mai alese și vă spuneam că trebuie să vă obișnuiți cu folosirea acestor cuvinte și în special cu scrierea lor. Modul de a vă pregăti este în acest fel, v-am sugerat și în celelalte episoade, să și scrieți, pentru că vă obișnuiți cu modul de examinare. Reiau. Conducerea rațională preventivă și ecologică, ținuta vestimentară și starea generală a autovehiculului, păstrarea actelor la bord, grija față de marfa transportată sau pasagerii, dacă este și cazul, dialogul corect și politicos cu pasagerii. Da, vedeți că este și acest lucru subliniat. Să mergem și mai departe. Care este cauza cea mai frecventă a accidentelor de circulație în raport cu cei 3 factori care concură la siguranța rutieră? În primul rând, este eroarea umană, este pe primul loc, care conține viteza neadaptată sau peste limitele impuse de lege. Este primul factor care influențează. Da? După aceea sunt și neatenția, și oboseala, și toate celelalte, dar în primul rând eroarea umană și viteza aceasta neadaptată, depășirile care sunt executate în mod riscant, toate acestea sigur că o să contribuie la conducere neatentă, o conducere care poate să genereze accidente frontale. Vă întreabă ce tip de tamponări se înregistrează, la ce tip de transportări se înregistrează cele mai grave consecințe. Sigur că sunt coliziune frontale, am mai spus lucrul acesta, în care viteza celor două vehicule se adună și viteza de impact este suma celor două viteze. Sigur, consecințele sunt dezastroase. Care din procesul mediu din totalul accidentelor din Europa cauzează oboseală? Sunt cauzate de oboseală, deci cam 20% din totalul accidentelor au pe fond această oboseală și
Această oboseală este specificată și în întrebările dumneavoastră. Starea psihică a conducătorului auto îi influențează capacitatea de conducere, două efecte negative ale problemelor familiare de data aceasta asupra conducătorului auto. Deci și starea familiară, situația familiară, mai bine spus, influențează starea de conducere. Din statistici rezultă acest lucru și consecințele sunt stres, reducerea atenției, a concentrării, reacțiile întârziate, reducerea capacității de prevenire și a analizei situațiilor din trafic. La fel și această întrebare care urmează cu stresul ocupațional. Deci știm cu toții că meseria de șofer nu este ușoară, este grea și generează mult stres. Și întrebarea se referă chiar la acest stres ocupațional, care sunt consecințele acestui stres și vă cere trei asemenea efecte. Crește riscul de accidente, crește numărul condițiilor impuse în timpul conducerii, crește numărul concediilor medicale luate și se instalează dorința schimbării locului de muncă. Tot despre odihnă și întrebarea următoare, cunoașteți că stresul poate afecta starea fizică și psihică a conducătorului auto cu efecte negative privind siguranța rutieră, economică și socială. Sigur că ea este exprimat mai pompos, în cuvinte mai multe. Trebuie să extragem din toată vorbăria asta, să-i spunem așa, doar ceea ce vă este necesar. Trebuie să indicați trei posibilități legate de planificarea activității și a comportamentului la volan. Și este odihna suficientă înainte de plecarea în cursă, alegerea unui itinerar care să permite efectuarea perioadelor de odihnă și a pauzelor regulamentare, evitarea conducerii îndelungate pe timp de noapte, lipsa nervozității în timpul conducerii. Deci toate acestea, vedeți că sunt pe aceeași temă, despre oboseală, somnolență, amețeală, cefalee, ceea ce duce la conducerea în condiții de risc. Din conducerea preventivă, vă întreabă elementele ale conducerii preventive. V-am mai povestit, o să vă arăt iarăși pe partea de final, o să trecem în revistă materialele folosite. Ele sunt 5 la număr, acele elemente, și le enumăr: cunoștințele teoretice care trebuie aplicate, vigilența, prevederea, judecata și îndemânarea. Din cele 5 trebuie să enumerați 3, cum vă spuneam și în episoadele trecute, este bine să enumerați mai multe pentru a avea de unde să vă scadă în caz că ceva nu este corect în ceea ce ați enunțat. Din acest motiv, este bine să respectați din capul locului numărul de condiții cerute, dar să scrieți și în plus. Am mai spus și lucrul acesta, dacă nu este corect, nu vi se scade, vi se taie respectivul răspuns, dar rămân celelalte valabile. Sigur că, la următoarea întrebare, cele mai vulnerabile categorii sunt pietoni și, dintre aceștia, copiii și bătrânii. Copiii pot avea reacții neprevăzute, bătrânii pot avea reacții întârziate. Tot dintre categoriile vulnerabile sunt bicicliștii, motocicliștii, mopediștii, căruțașii. Bun, să mergem și mai departe. La toate întrebările se recomandă, pe tema respectivă, conducerea preventiv-defensivă pentru a te face văzut în trafic și să-i vezi pe ceilalți conducători auto. De asemenea, politețea rutieră și respectul reciproc în trafic. Da, să mai vedem ce teme ar mai fi. Da, ar mai fi
cea legată de enumerarea elementelor de siguranță. Să aveți mare grijă, că tot timpul vi se cer cele 5 elemente. De regulă lumea știe 3. Stingătoarele de incendiu, triunghiurile reflectorizante și trusa de prim ajutor. Pe lângă acestea, mai enumerați și vesta reflectorizantă și lampa portabilă de iluminare. De asemenea, puteți să enumerați aici și calele pentru blocarea. Urmează acele întrebări în care vi se cere o anumită enumerare, dar cu respectarea unor etape, a unor pași, deci o anumită ordine. Haideți să vedem despre ce este vorba. În timpul unei curse, constatați că aveți pană, indicați cel puțin 3 măsuri de protecție pe care trebuie să le respectați cu ocazia schimbării unei roți. Deci, în această ordine trebuie făcută enumerarea. Asigurați vehiculul cu frâna de staționare, blocarea roților cu calele de blocare, montarea cricului pe suprafețe sigure, respectarea instrucțiunilor de utilizare a cricului, utilizarea unui cric adecvat, nu se pătrunde cu nicio parte a corpului sub autovehicul. Ar fi una. Haideți să vedem pe aceeași temă ce mai avem. În timpul efectuării cursei, observați că se degajă fum de la roata spate stânga. Care sunt măsurile pe care trebuie să le luați? 5 dintre acestea. În această ordine, deci trebuie făcută enumerarea, opriți autovehicul într-un loc sigur, acționați frâna de staționare, oprirea motorului, întreruperea circuitului curentului de la baterie, apelare servicii de urgență, utilizarea stingătoarelor pentru stingerea incendiului, dacă incendiul se poate stinge fără pericol, și amblasarea triunghiurilor reflectorizante. Tot în acest sens este și întrebarea, doar că este din prim ajutor. Care este ordinea de intervenție pentru acordarea primului ajutor unei persoane care a suferit multe leziuni? Degajarea căilor respiratorii, masajul cardiorespirator, oprirea hemoragiilor, curățarea și dezinfectarea rănilor, imobilizarea fracturilor, transportul victimelor la spital, dacă este cazul. Deci, toate în această ordine trebuie să fie respectate, în special la prim ajutor, funcțiile principale sunt cele respiratorii și cea circulatorii. Să vedem ce gen de întrebări ar mai fi. Indicați reglajele operațiunile pe care le faceți cu ocazia instalării în postul de comandă. Toate astea fac parte din conducerea preventivă. În ordinea care trebuie făcute acestea, iarăși aici trebuie respectată ordinea, reglarea scaunului, a spătarului, a oglinzilor, a volanului, centura de siguranță. Și tot în continuare vă întreabă ce leziuni poate produce nereglarea acestora corespunzători, leziunea ale coloanei vertebrale. Poziția corectă pe volan se ține raportat la cadranul unui ceas la 9 și 15 pentru o bună manevrabilitate a volanului. Așa, ce mai avem? În timpul conducerii trebuie să vă tați să mențineți o poziție corectă, 3 elemente la care trebuie să de care trebuie să aveți grijă. Adoptarea și menținerea unei poziții corecte din punct de vedere ergonomic, adaptarea și menținerea unei poziții corecte din punct de vedere al vizibilității față de cei din față și cei din spate, față de aparatura de bord, menținerea unei poziții care nu incomodează manevrarea volanului și a comenzilor autovehicului. Vedeți că toate lucrurile care sunt, spuneam și în episoadele trecute, sunt lucruri pe care le facem frecvent. Sigur că le trebuie ambalate, să spunem așa, într-un anumit fel pentru a fi scrise. Și modul ăsta de ambalare, trebuie să vă obișnuiți cu scrierea, da, acestor răspunsuri, pentru că în acest fel veți da examenul și din acest motiv trebuie să vă obișnuiți în acest fel și să încercați, dacă se poate, să scrieți cât mai aproape de cele pe care le aveți în materialele de care vă pregătiți.
Tot din prim ajutor fac parte și următoarele întrebări. Ce se va scrie pe biletul care se prinde lângă garou aplicat unei persoane cu hemoragie puternică, ora și minutul aplicării? Avem și în partea teoretică. Cum trebuie proceda? Se curță și se dezinfectează plăgile cu iod sau apă oxigenată. Persoana accidentată se așează în poziția laterală de siguranță. Cei care au suspiciunea de a avea leziuni ale coloanei cervicale, este recomandat să nu se miște, să nu se mobilizeze. Ultimele întrebări pe care le aveți sunt mai nou introduse în tematica dumneavoastră și se referă la inscripționarea anvelopelor, la elementele care sunt scrise pe o anvelopă și ce reprezintă ele. Haideți să citim una dintre ele. Sunteți nou angajat. E o introducere mai pompoasă și mai lungă, dar esența este o anumită dimensiune, o anumită cotă, ce reprezintă ea și unitate de măsură. Reiau, sunteți nou angajat la un operator de transport care v-a repartizat un autocamion. Cu ocazia preluării constatați că trebuie să schimbați două anvelope care prezintă uzură peste limita admisă. Gestionarul întreprinderii vă eliberează în acest scop două anvelope care au marcajul 315 per 70 iar 22,5. Ce reprezintă la această întrebare? Enunțul ce reprezintă 22,5 din marcaj și în ce unități de măsură? Răspunsul: diametrul interior al pneului și este în inci, acea unitate de măsură anglosaxonă, 25,4 mm. La fel sunt și celelalte întrebări și vă întreabă ce reprezintă cifra 60 din marcaj sau ce este indicele de viteză sau ce este indicele de sarcină, care este raportul dintre acestea. Cam astea ar fi întrebările care le aveți la studiile de caz. Reiau în ce constă studiul de caz, da? În 6 studii de caz cu câte 4, 4, 3, 3, 3, 3 subpuncte, deci în total 20 de subpuncte, din minim 14 trebuie să răspundeți corect pentru a fi declarat admis. Haideți să vă arăt și materialele din care am lucrat pentru a putea să vă pregătiți. Să începem cu site-ul Examen Rutier, unde aveți capitolul de mecanică și aici găsiți pe subcapitole toate elementele: ciclul motor, instalație de pornire, sistemul de transmisie, de frânare, răcire, ungere și sistemul de rulare. Intrăm un pic aici, tocmai am discutat despre acest sistem de rulare, despre anvelopele, despre inscripționare. Aveți aici un model de inscripționare și ce reprezintă fiecare cotă care este trecută, fiecare inscripție și unitatea de măsură și puteți să vă orientați, să vedeți ce reprezintă și dacă v-ați fixat la aceste noțiuni, sigur că vă va veni ușor să dați răspunsurile corespunzătoare. Tot aici la capitolul de mecanică avem și v-am arătat celelalte capitole. Cel mai mult utilizat la dumneavoastră în întrebările pe care le aveți atât la calculator cât și la studiile de caz este cel legat de sistemul de transmisie. Da? Este și cel de la sistemul de frânare, cum vă spuneam, pentru folosirea retarderelor sau ciclului motor pentru momentul motor și pentru explicarea a retarderului pe eșapament. Dar cum vă spuneam, deci sistemul de transmisie cu toată această listă pe care am discutat-o în primul capitol prezentat și cu aveți și desenele respective pentru a o face o imagine asupra ceea ce trebuie să faceți la examen și cum trebuie să răspundeți. Tot pe site-ul Examen Rutier aveți și pagina profesioniștilor. Dacă o să o accesați, aveți
toate datele la zi preluate de pe pagina ARR-ului cu examenele care se susțin, cu examenele care se amână, condițiile, aveți aici toate anunțurile care au fost publicate în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, da? Cu lista conturilor, cu locațiile de desfășoare examenelor, să vedem când o să se și desfășoare. Anexele pentru practică, baza de date pentru toate tipurile de atestate, aveți și prezentarea unui diagrame tahograf cu ceea ce trebuie inscripționat pe ea și programele de lucru, da, pentru a putea răspunde la întrebări legate de aceste probleme. De asemenea, tot pe examenul rutier avem și categoria C și D plus atestate, unde am încărcat toate filmulețele care sunt pe canalul de YouTube. Le găsiți și aici pentru a fi mai comod în cazul în care sunteți pe acest site. Puteți deja să le accesați, vedeți sudele de caz prezentate în ordinea inversă a apariției lor și puteți să intrați pe ele. Apropo de canalul de YouTube, acesta este Vasile Varga, unde găsiți toate filmulețele. Aici sunt în ordinea prezentărilor, de la cele mai noi spre cele mai vechi, da? Observați că spre final sunt toate episoadele de la studiile de caz. Le avem prezentate pe videoclipuri, unde le găsiți și pe cele referitoare la partea de calculator, atât la CPI cât și la CPC, cu forțele care sunt, cu retardere, sistemul de transmisie, cuplul motor, sistemul de forțe care apare, regulamentul 561 din 2006, documentele, da, care trebuie să fie prezente la bord, plus rezolvarea unor chestionare, atât la CPI cât și la CPC. Să vedeți modul de rezolvare a chestionarilor, arimarea o aveți aici, și pe lângă celelalte care, dacă vă sunt folositoare, puteți să le și accesați, da? Conflictele din trafic sau cele referitoare la conducerea mărfurilor periculoase. Le avem grupate și pe playlist-uri cu conținutul fiecăruia, câte filmulețe sunt, da? Și puteți să vă alegeți ce doriți, de care sunteți interesat, legat de cuplul motor, legat de regulamentul privind respectarea timpurilor de conducere sau arimare, cum vă spuneam, sau cele legate de studiile de caz. Ca și cărți, da, vi le-am prezentat, le mai arătăm o dată, da, pentru categoria D și atestate profesionale, conținutul este cu legislație rutieră, conducere preventivă, ecologică, măsuri de prim ajutor, capitolul de mecanică, reglementări profesionale și întrebările pentru categoria D și pentru atestatele profesionale. Avem și aici modelul unui studiu de caz pentru transportul de persoane. Sigur că puteți să îl și vedeți, da? Și puteți să încercați să îl și rezolvați. Aveți spre final și răspunsurile la aceste studii de caz. Vă spuneam, pentru a aborda studii de caz, trebuie să răspundeți la întrebările respective, dar nu contează ordinea. Puteți să răspundeți cum doriți dumneavoastră, în ce ordine doriți dumneavoastră. Singura condiție este să faceți minim 14 corecte. Scrieți elementele care vă sunt cerute, 5, 3, 4, câte ori fie ele, și în plus, dacă se poate. Avem carte de la categoria C plus transport marfă și aici conținutul tot legislație rutieră, cu conducere preventivă, ecologic prim ajutor, capitolul de mecanică defalcat pe subcapitole, reglementările profesionale pe care le găsim ca și pe site și în cărțile acestea,
perioadele de conducere, perioadele de odihnă explicate și la fel diagrama, tahograf pentru cel analogic, cardurile pentru cele digitale. Cartea de mecanică a șoferilor profesioniști, o aveți aici, aveți cuprinsul, în care aveți capitolul de mecanică prezentat, defalcat pe subcapitole, dar aici este și prezentat în detaliu, deci toate problemele de mecanică sunt explicate datorită cererii celor care susțin examenele, capitolul de mecanică fiind considerat un capitol mai dificil. Aici sunt explicate toate cele necesare acestui capitol pe subcapitolul respective cu detalierea fiecăruia în parte. În partea a doua, aici avem și cele de la atestate, întrebările de la atestate și cele de la calculator, dar și cele de la studiile de caz, atât la marfă cât și la persoane. Deci atenție, celelalte cărți, cea de categoria D conține cele de la persoane, cea de la C conține cele de la marfă. Aici sunt cele care sunt și pentru marfă și pentru persoane. Găsiți toate întrebările pe care le aveți la examen. Și cea de la, din care am și lucrat astăzi, de la ADR și mărfuri periculoase plus mărfurile agabaritice și cele generale, care are în conținut, da, cele legate doar de atestate profesionale și nu de categorii. Atestatele profesionale atât la marfă cât și la persoane, cât și la transportul de marfă, da? Și întrebările de mecanică, studiile de caz, în plus fiind și cele de la ADR. Pentru început, aveți și prezentarea modului de obținere a atestatelor, ce înseamnă CPI, certificat de pregătire inițială, ce înseamnă CPC, certificat de pregătire continuă, cu examenele care se dau, în ce constau examenele, în ce constau probele, care este timpul alocat și numărul de întrebări minime pentru a putea fi declarat admis. De asemenea, aveți documentele care trebuie să fie la bord, cum spuneam, atât la marfă cât și la persoane, la bordul vehicului care fac aceste tipuri de transport. Plus, vă spuneam la această carte și cele de la ADR. Să le prezint și ca și coperți, pentru ca să le știți, în librării, cea de la categoria D și atestate profesionale, cea de la categoria C și transport marfă, cartea de mecanică a șoferilor profesioniști și cartea de transport mărfuri generale și agabalice, plus, vă spuneam, mărfurile ADR. Mai avem și cărți pentru categoria B, cartea șoferilor începători, cu cele mai dificile chestionare explicate, ghidul de pregătire progresivă pentru categoriile B, B, E, B1 tractor, cu toate întrebările de la aceste categorii, și pentru redobândirea permisului autosuspendat avem și cartea cu chestionarele de 15 întrebări, din care trebuie făcute 13 pentru reușită. Acestea au fost cele pentru de ziua de astăzi. Dacă vă abonați la canalul pe care vi l-am prezentat, YouTube Vasile Varga, sigur că veți fi la curent cu cele mai noi apariții, cu ultimele postări pe sectorul care vă interesează. Până data viitoare, vă urez spor la învățat. La revedere!